Operațiunile antiterorism de aseară de la Bruxelles au avut parte de o susținere inedită și în egală măsură impresionantă. Poliția Federală Belgiană a cerut mass media și celor care postau pe rețelele sociale să nu publice informații despre operațiunile în curs ale polițiștilor ca să nu-i ajute pe teroriștii căutați. Iar răspunsul internauților a depășit toate așteptările. Belgienii nu doar că au respectat întocmai rugămintea, dar au inundat Twitter-ul și Facebook-ul cu fotografii cu pisici în diferite ipostaze, toate extrem de amuzante și toate acompaniate de hashtagul Brussels Locked to the Down. Drept mulțumire, Poliția Federală Belgiană a postat astăzi pe pagina de Twitter o poză cu mâncare pentru pisici pentru toți internauții care au respectat această rugăminte.